Mi se pare că au gestionat foarte prost, ne-au blocat starea de urgență. Foarte prost. Ne-au blocat tot, ne-au încheiat viața, n-am putut mișca nimic, nu mișcare nici fizic, nici muncă, nici absolut nimic. O, ai nu mă bagă politică, că șeful meu e la PNL și nu vreau să mă bagă. Mi se pare că a gestionat guvernul starea de urgență. Nici cum, nu a gestionat nimic, n-a făcut nimic pentru firme, nu ne-a ajutat cu nimic, terasele sunt închise, au promis ieri că le deschid, astăzi au închis din nou. A gestionat guvernul starea de urgență? Ai vrea. De ce? Ce mai vrea. Care e problema? Agen putea să lasă terasa deschisă. Ce părere aveți despre cum a gestionat guvernul starea de urgență? În condițiile actuale și având în vedere toate problemele legislative care au avut, de care au avut parte, cred că s-au descurcat destul de bine. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă această situație avea loc acum un an și ceva. În continuare, chiar dacă avem stare de alertă, personal le sugerez tuturor să păstreze distanța minimă, să încerce să se protejeze pe ei și pe ceilalți. Chiar dacă s-au luat măsuri de relaxare, totuși trebuie să ne păzim ca să nu suferim pe urmă. Cum vi se pare că a gestionat guvernul starea de urgență? E ceva normal, având în vedere epidemia, situația în care ne găsim, eu cred că e destul de bine, așa în etape, să ne desfășurăm și în activități, că alte soluții nu avem. Ceea ce mi-mi place e declarația, care trebuie să, dacă părăsim localitate. Asta mi-mi place. De exemplu, eu stau într-o comună, la sat, și îmi trebuie neapărat iară să fac declarație pe proprie răspundere, ceea ce nu-mi convine. Normal, aici, sincer să fiu, nu-mi place. În rest, totuși, așa în etape, sper să ieșim cu bine din situația în care ne găsim. Uitați cu politica, dar oricum ne-am mințit prea mult. Minciuni, numai minciuni. Nu a fost nici o culoare, ci o ținut numai lumea acasă pe dejaba și nu mi s-a părut că era cazul să ajungă să ducă economia halul ăsta. Cum vi se pare că a gestionat guvernul starea de urgență? Păi, în primul rând, președintele țării, în afară de a ne spune faptul de a ne spăla pe mâini și a sta în casă, altceva nu a făcut decât campania electorală PNL-ului. Cum v-a afectat starea de urgență? Având în vedere că administrezi un club, vă dați seama, radical.